Avem cuvântul lui Dumnezeu, scriptura, care este o colecție, o bibliotecă de cărți pe care Dumnezeu le-a gândit, le-a transmis și ni le-a pus la îndemână să le luăm bucată cu bucată. De aceea este imperios necesar ca fiecare dintre noi să avem o lectură ordonată, alături de acea devoțională. Să avem o, le o lectură ordonată a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum el l-a transmis. Această bibliotecă este compusă din două părți. Le-aș numi două camere. Și chiar cartea Matei, dacă deschidem la Matei, la pagina 923, vom vedea că o pagină înainte are un titlu numit Noul Testament. Și de bun simț este să credem că dacă avem Noul Testament, undeva mai în față avem și Vechiul Testament. Da, este și Vechiul Testament. Două camere cu două colecții de cărți. Prima este de, trei, de 39 de cărți și cea de-a doua este de 27 de cărți. Vom vorbi în continuare în acest an despre Evanghelia după Matei. Ce este Evanghelia după Matei și care este rolul ei în Sfintele Scripturi? Sigur, așa cum cei mai mulți dintre noi știm, Evangheliile sunt din Noul Testament pentru că au de-a face cu Hristos, cu ceea ce El este și ceea ce El a făcut și continuă să facă în zilele noastre. Dar dacă ar fi să luăm de la coadă la cap pentru ca să ajungem la prima dintre cărți Cărțile Noului Testament, Evanghelia după Matei. Ultima carte a scripturii a Noului Testament este Apocalipsa. O carte a Revelației, o carte profetică, o carte apocaliptică, în care sunt descrise lucrurile prezente și viitoare. Apoi este o sumă de cărți care sunt scrisori, mai mult sau mai puțin personale, adică de la un autor către un personaj sau către o biserică. Acestea sunt epistolele. Înainte de acestea, avem o altă carte despre istoria Bisericii, faptele Apostolilor. Ce s-a întâmplat din momentul înălțării lui Hristos la cer până când Apostolii, mulți dintre ei sau unii dintre ei, au plecat la Domnul. Și avem cele patru cărți care relatează viața lui Isus. Acum am o întrebare. De ce patru și nu una? unii chiar au încercat să o pună într-o singură carte, toată istoria lui Isus, compilând cumva toate întâmplările și încercând să le pună într-o ordine cronologică și într-un fel au ajutat, în altfel au încurcat. Pentru că fiecare scriitor, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, a transmis adevărurile veșnice cu un anumit scop. Țintind anumiți oameni, inspirat fiind de Duhul lui Dumnezeu, producând o anumită schimbare în anumite categorii și așa avem patru descrieri. Asta ne vorbește și despre Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm la primele pagini ale Scripturii, în capitolul 1 și capitolul 2 din Geneza, vedem două descrieri ale creației. Din două unghiuri diferite. Și spunem, bine, bine, dar nu era suficientă una. Păi nu că sunt atât de importante lucrurile încât trebuiau reluate și dintr-un alt unghi. Apoi, dacă mergem mai departe în istorie, vom vedea că istoria poporului Israel și, în mod special, istoria împăraților este descrisă în dublu exemplar. Avem 1-2 Samuel, avem 1-2 împărați și lucrurile sunt reluate în 1 și 2 cronici, dintr-o altă perspectivă. De două ori creația, de două ori istoria importantă care a precedat cumva. Apariția lui Hristos. Acum avem uh, patru exemplare ale acelui așa adevăr, și de data asta te întreb de ce patru. Dacă aș avea un avion și vi l-aș prezenta în machetă sau ați vedea un avion, dintr-o singură expusă aici pe ecran sau dintr-o singură perspectivă, v-ați putea face o impresie clară despre ce este acel avion. Mai mult sau mai puțin, nu prea. Dar dacă ai una deasupra, una dintr-o laterală și una din cealaltă laterală, ceea ce se numește de către proiectanți și arhitecți o proiecție 3D, tridimensională, ați înțelege mai mult. Evident. V-ați putea face o impresie mai clară a ceea ce este acel avion. Dar dacă, într-un mod supranatural, am putea să intrăm înăuntrul ființei umane. Supranatural mai nou este natural. Nu știu, la Eva ați avut scan 4D. Ați făcut ceva. Deci mai nou este un scanner care ia patru dimensional, în 4D. Și anume, din față, din lateral, de, din cele trei, pe cele trei planuri, dar urmărește și inimioara cum bate, da, și bă, modul în care există doi rinic și organele principale, modul în care cresc lucrurile, oricum este înăuntru, în burtica mamei și lucrurile, oricum sunt mult peste ceea ce puteam să gândim sau să vizualizăm în urmă cu poate 150 de ani. Astăzi avem și această a patra dimensiune a interiorului. Așa sunt și evangheliile. Sunt patru dimensiuni ale dumnezeirii, întrupate în persoana lui Iisus Hristos. Și fiecare dintre ele are un scop aparte: să-l descrie pe același Iisus, dar audiențelor diferite și dintr-o perspectivă diferită. Dacă l am luat pe Marcu, Marcu este unul care scrie romanilor, oameni în acțiune permanentă, oameni ai luptei, oameni ai uh, uh, războiului, unii care îndată făceau lucrurile. Luca își gândește epistola pentru acel preales Teofilus, care foarte probabil că era un avocat sau un magistrat la curtea lui Nero și care trebuia să-l apere pe Apostolul Pavel. Ioan intră în interior. El vede lucrurile dintr-o altă dimensiune. Și până la primele trei versete, pe cei necredincioși e rupt dacă e băgat în Ioan. Așa că, dacă Duhul lui Dumnezeu vă călăuzește să dați unui necredincios, să citească o Evanghelie și ar trebui să o facă după ce el își manifestă curiozitatea să afle mai multe despre Dumnezeu, ar trebui să-i puneți în mână o Evanghelie. Oare care i-ați spune eu? Nici Matei, nici Ioan. Marcu sau Luca. De ce? Pentru că așa cum o să vedem, Matei este o evanghelie scrisă pentru ucenicie creștină. Și o să argumentăm astăzi acest aspect. Așa că dacă aveți un necredincios, unul care numai din poveștile bunicii sau de pe Discovery cunoaște și vrea să aibă o relație cu Dumnezeu, uitați-vă mai atent la el și faceți-i o radiografie scurtă. Este un om de acțiune? Puneți-i în mână, Marcu! Este un om al detaliului, al uh, profunzimii. Nu-i dați Ioan, că îl zăpăciți de cap. Dați-i Luca. Luca este medic. El studiază în detaliu fiecare dată cronologică, fiecare loc, fiecare geografie, istorie, toate și le pune în ordine și în acolo și va fi copleșit de bunătatea lui Dumnezeu și va putea să-l lase pe Dumnezeu să-i transforme inima. Deci dacă e action man, puneți-i Marcu, dacă este un om al detaliului, mai meditativ, mai puneți Luca în mână. Poate are și mai mult timp să stea. Luca este aproape dublă față de Marcu ca dimensiune. Ioan este ceva cu totul special. Dar de ce Matei? Păi Matei este o carte care, așa cum spuneam și o să demonstrăm asta în timpul care ne stăm în față, este o, un manual de ucenicie pentru biserică. Da, vorbește despre Hristos, despre nașterea Lui, dar vorbește în mod special oamenilor care au cunoștințe despre Dumnezeu. Așa că, și nu degeaba este prima carte, pentru că ea face legătura între Vechiul Testament și Noul Testament, între moștenirea evreiască și binecuvântările în Hristos, Mesia, pe care ei l-au așteptat, dar l-au ratat mulți dintre ei. Haideți să trecem peste câteva date, să zic așa, tehnice, după care să ne întoarcem la inima, la miezul Evangheliei. Cine este acest Matei căruia este atribuită această Evanghelie? Păi Matei este un ucenic, un vameș. Este descris Matei Vameșul în Matei, capitolul 10. În capitolul 8 este invitat, este Matei, cel care era la vamă. Și în Marcu și în Luca este Levi Vameșul este una și aceeași persoană, este unul dintre cei 12 ucenici, în descriere este al șaptelea sau al optelea dintre ucenici, este unul dintre cei care au umblat cu Isus timp de trei ani și jumătate. Unul care are informațiile de la prima mână. Acum, următoarea întrebare este, care sunt destinatarii? Și de ce a fost scrisă aceasta? Care a fost scopul scrierii acestei evanghelii? În primii 20 de ani, lucrurile au mers prin apostol din gură în gură. Au fost transmise prin viu grai, ne spune și Luca. Însă, au trecut câțiva ani de zile și primul martir dintre ucenici, Iacov, a fost decapitat. Și până la urmă, în jur de 30 de ani, 35 de ani, apostolii vor fi martirizați cu excepția lui Ioan care moare de moarte bună probabil undeva după 60 de ani, 65 de ani de la momentul înălțării lui Hristos. Însă ucenicii erau tot mai puțini. Evanghelia se răspândea, creștinismul creștea, biserica se multiplica și o nevoie tot mai mare de acuratețe, de uh, informații de la prima mână era necesară. Nu mai putea apostolul Petru să fie peste tot odată cu vârsta, odată cu restricțiile, cu prigoana, nu putea să ajungă peste tot. Și atunci, apostolul Matei a găsit cu cale să scrie această Evanghelie. Acum, de principiu, și așa cum spuneam, el se adresează deja bisericii proaspăt formate. El scrie această Evanghelie pentru cei convertiți dintre iudei, și are o foarte mare grijă, după cum vom vedea de ei, și dintre neamuri totodată, iudeilor spunându-le că Hristosul, că Isus este Hristosul, adică Mesia, cel așteptat de viacuri, și celor dintre neamuri spunându-le, moștenirea voastră este una evreiască, nu disprețuiți și nu-i disprețuiți pe evrei. îngăduiți înțelegeți-i, treceți cu vederea anumite scăpări ale, sau neînțelegeri, sunt înțelegeri diferite și iubiți-vă în Hristos. am spus de ce, se, de ce este scrisă această carte. Acum, data scrierii. Unii spun că este undeva în anii 80 scrisă, pentru că descrie prea cu mare acuratețe dărâmarea Ierusalimului. Însă, aceasta elimină din start credința că Dumnezeu prorocește lucrurile și încearcă să le explice post-eveniment. Dar cei mai mulți dintre părinții, chiar din secolul II, spun că această evanghelie a fost scrisă înainte de dărâmarea Ierusalimului care a avut loc în anul 70, undeva în anii 61-66 sau prin Clement, data este adusă chiar mai aproape de, de întâmplarea evenimentelor. Oricum a fost scrisă în primele decenii după înălțarea lui Isus Hristos, după unii în Siria, în Antiohia din Siria, unde biserica dintre neamuri deja începea să prindă rădăcini și contur. Și pe de altă parte, erau și, deja începeau și anumite probleme și tensiuni dintre evrei și neamuri. De-a lungul primelor trei secole, Matei a fost numită Evanghelia Bisericii. Oare de ce a fost numită Evanghelia Bisericii? Păi, în primul rând, pentru că este, a fost în perioada respectivă cea mai folosită carte a Noului Testament. Celelalte încă nu erau multiplicate, existau și chiar prin secolul IV s-a format canonul, așa cum îl avem noi astăzi, dar erau puține cărți de genul scrisorilor lui Pavel, a, a cărții Faptele Apostolilor. Și cartea aceasta, fiind de primă mână o resursă extrem de valoroasă pentru Biserică, era cel mai des folosită în Biserică. Mai mult decât atât. De două ori în această carte și numai în această carte, din toate cele patru evanghelii, este cuvântul biserică. În capitolul 16 din Matei, după acea declarație extraordinară a Apostolului Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu care trebuia să vină să ne mântuiască, Isus îi spune, tu ești Petru, și pe această piatră pe care tu tocmai ai rostit-o, pe această afirmație, eu îmi voi zidi Eclesia, Biserica Mia. Două capitole mai încolo, în capitolul 18, în 16 vorbește despre dimensiunea universală a Eclesiei, în capitolul 18 vorbește despre dimensiunea locală a ei. Și vine și spune Iisus Hristos, ucenicilor Lui, cum să confrunți, cum să rezolvi conflictele. Și după ce dă rețeta, spunând 1, 2, 3, dacă nu spune el, Eclesiei, biserici. este dimensiunea locală a bisericii. În plus, așa cum spuneam, în Vechiul Testament sunt 39 de cărți. Acum numărul 40 este o cifră a împlinirii. După 40 de zile s-a încheiat potopul. Iisus a postit 40 de zile, Moise a stat pe munte 40 de zile și a venit cu tablele legii și multe și multe alte. Aceasta este mai mult o chestie de număr, dar să vedem că Dumnezeu nu-și scapă lucrurile de sub control. Sunt 39 de cărți ale Vechiului Testament, a 40-a este Evanghelia după Matei și după aceea urmează ca după o balama, ca după un ușă turnantă, urmează Noul Legământ. Odată cu ea se intră în Noul Legământ. Este cartea care face trecerea de la Vechiul Legământ la Noul Legământ. Și o să vedem că inclusiv Matei și-a conceput cartea bazându-se pe cinci cărți mici, cinci mesaje ale lui Hristos, după cum odinioare evreii își bazau învățătura lor pe cele cinci cărți ale lui Moise, despre care Isus spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, aducând, de fapt, fără să excludă, împlinirea și revelarea noului legământ. Tocmai de aceea, cartea aceasta este o carte atât de importantă și specială, mai ales pentru noi, ca biserică. Pentru că, dacă ne vom înțelege rostul și scopul acestei cărți, o vom asuma în viața noastră, cred cu tărie și mă aștept. Dumnezeu va face lucrări minunate, deosebite, speciale, nu numai în viața noastră, ci prin viața noastră pentru alții. Haideți să vedem cum s-a gândit. Inspirat fiind de Duhul Sfânt, Apostolul această Evanghelie. Am vorbit despre această punte de legătură între vechi și nou și noul Pentateu. Evanghelia după Matei aduce claritate în mod special în inima, în mintea, în gândirea evreilor. Ei aveau o problemă cu acest Isus Mesia. Cum de s-a lăsat răstignit? În mintea lor nu încăpia așa ceva. Mesia pentru ei, știți cum era? Trimisul lui Dumnezeu care va încheia viacul prezent, în care, da, Satan este conducătorul, șeriful, va încheia acest cu arătarea gurii, suflării gurii lui, îl va nimici pe cel rău și va instaura viacul viitor în care doar Dumnezeu, el va fi împărat și Dumnezeu va fi singurul conducător. Aceasta era înțelegerea lor unidimensională asupra profețiilor Vechiului Testament. Și din nou, Duhul lui Dumnezeu vine și în persoana lui Iisus Hristos spune că lucrurile în împărăție nu sunt unidimensionale, sunt multidimensionale. Și anume, da, Hristos a venit, dar n-a venit cu suflarea gurii lui să nimicească pe cel rău, ci a venit ca miel de jertfă. Ca un învățător umil, 33 de ani umblând pe pământul nostru, arătând prin viața lui ce este împărăția, spunând împărăția este aici, la îndemâna voastră. Întindeți mâna și luați-o! Și într-o ocazie le spune fariseilor care îl criticau spunând, el scoate dracii cu domnul dracilor, spune, nu, nu, fii voștri fac asta, eu o scot cu Duhul lui Dumnezeu și dacă o scot cu degetul lui Dumnezeu, atunci să știți clar împărăția lui Dumnezeu a între voi, este aici, în mijlocul, în mijlocul vostru. Dar el n-a venit ca un cu suflarea Gurilic a venit ca un miel. Și da, s-a înălțat la cer și astăzi a instaurat viacul viitor, deja și totuși nu încă. Pentru că viacul prezent în care Satan este Domn, își face damblau în jurul nostru și o vedem. O vedem clar. Și coronavirusul, și frica, și toate celelalte, în această zi vor fi înlăturate în iazul cu foc. Da, așa zice Ioan în Apocalipsa 21, fricoșii sunt afară și soarta lor este în iazul de foc. Nu discutăm despre asta, poate cu o altă ocazie. Hristos a venit, a instaurat viacul viitor, l-a pornit în paralel cu viacul prezent. Și provocarea noastră astăzi este, cum din de sub domnia lui Satan, trecem și aducem pe alții sub domnia lui Hristos. Asta este provocarea cărții Matei. Astfel, Evanghelia și Evanghelistul vine să-i liniștească pe evrei, să le spună lucrurile s-au întâmplat în realitate la prima venire a lui Iisus și va fi o a doua venire a lui Iisus. Aici este una singură ei practic încă îl așteaptă pe Mesia și noi îl așteptăm. Și profetul Zaharia spune, reluat de Matei, vor vedea pe cine au străpuns. Și îl vor recunoaște ca fiind Mesia și îl vor plânge ca pe copilul lor. Va veni ziua aceea. Astăzi însă ei nu văd toată această dimensiune a împărăției. Evreii care l-au respins pe Hristos nu văd această dimensiune a împărăției, dar care o văd, evreii care o văd, să știți că se bucură de Dumnezeu, poate de o sută de ori mai mult decât ne bucurăm noi. Pentru că știu ce înseamnă așteptarea lui Mesia, faptul că El a venit și faptul că El și-a început Domnia, aducând toate lucrurile prin Biserică, sub Domnia Lui și apoi punându-le la picioarele Tatălui. Este extraordinar această Evanghelie. Mergem un pas mai departe. În capitolele 5 la 7. Apostolul Matei vorbește despre Constituția Împărăției. Și aici deja vine justificarea pentru faptul că Evanghelia aceasta este scrisă pentru biserică. Nu pentru necreștini. Dacă ar fi fost scrisă pentru necreștini, credeți că Matei ar fi scris acolo... Voi sunteți lumina lumii? Nu. Voi sunteți sarea pământului? Nici atâta. Credeți că ar fi scris Matei, nu e, creștinilor? Voi fiți dar desăvârșiți, pentru că și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Mai mult decât atât de 40 de ori. În Evanghelia după Matei, de departe, mult mai mult decât oricare altă Evanghelie vorbește despre Tatăl. Ceresc. 40 de ori. Dacă vreți o comparație, în, Mar în Marcu, de 4 ori este numit Dumnezeu Tată și în Luca, da, de 13 ori și întinderea Evangheliei după Luca este mult mai mare decât a lui Marcu. 4 și 13. Matei, de 40 de ori. Fii ai Tatălui, fii ai Tatălui, cu niște implicații extraordinare. Constituția împărăției. Voi când postiți, nu dacă postiți, cei din lume țin diete sau curve. Când vă rugați, când faceți milostenie, nu dacă, ci când faceți. Și o să ajungem la aceste texte extraordinare. Apoi, în Matei 6, aici vreau să intru două minute doar, pentru că este și în legătură cu ceea ce Camelia vorbea înainte, vine și spune, Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va urâi pe unul sau vă, și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va necoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați. De viața voastră, gândiți vă ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la păsări și dacă vă îngrijorați, puteți să faceți ceva? Și apoi concluzia, așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca el, cu mult mai multe voi, puțin credincioșilor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și ne lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați încheie. De aceea, eu n-am întâlnit un creștin îngrijorat. Voi ați întâlnit? Noi se adresează creștinilor. Râdem. Dar să știți că îngrijorarea mea, manifestată și mai ales în fața celor necredincioși, oglindește un Dumnezeu care avea mai multă grijă de iarbă și de animale decât de copiii lui. O temă de meditație pe care o să o rumegăm de-a lungul întregii Evanghelii. De aceea, orice gând trebuie făcut rob ascultării de Hristos. Aici nu vorbește despre frică ca și emoție de moment. Nu vorbește despre îngrijorare ca emoție de moment. Ci frica poate să fie de moment, dar cultivată devine patologică. Îngrijorarea e mai greu. Grija poate fi de moment. Ce mă fac? Dar dacă încep și cultiv îngrijorarea de cultiv sau distrug lucrarea lui Dumnezeu din viața mea. E extraordinar, dar e foarte greu, imposibil. Dar cu Duhul lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu, ne vom schimba și vedem asta mai departe. Garanția este la Dumnezeu. Noi trebuie să mergem pe mâna lui. Vorba fratelui Daniel Lar, săptămâna trecută. Sunt oameni care acționează din frică, sunt oameni care acționează din ceea ce văd, din adevărul prezentat, și sunt oameni care acționează pe baza promisiunilor. Așa de bine mi-a picat această clasificare și am zis, oare eu de care sunt? Oare eu de care sunt? Dar este frica vine frica peste tine. Vezi unul cât un munte că se repede la tine. E normal să ai prima reacție de frică. Dar o alimentezi? Ce faci? Cum lucrezi? Cum acționezi? Dar este îngrijorare. Grija, nu îngrijorarea. Îngrijorarea cred că deja e păcat. Este grija. Dar când devine îngrijorare, ce anume mă Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și aici este extrem de atent Matei, știi, încă că vorbește multor evrei, de trei, din 60 de instanțe ale, ale împărăției, despre care ei știau, pentru noi nu răsună atât de bine chestia asta cu împărăția, pentru evrei era viața lor, era revelația și așteptarea lor. Și noi învățăm să trăim în împărăție, dar ei erau acolo, erau în împărăție. Iisus este fiul lui David și cine a fost David? Cel mai mare împărat și fiul lui Avram, cel care l-a dus jertfă pe Isaac. Sigur, această ultimă ipostază a fost preluată de Hristos și desăvârșită la cruce. Dar Isus este de opt ori numit regele iudeilor, regele evreilor. De opt ori în această evanghelie. Este Evanghelia evreiască. Pentru căutători, pentru cei care doresc să înțeleagă mai mult din Dumnezeu, din gândurile Lui, din planurile Lui și 5, 6, 7 este Constituția Împărăției. Împăratul vine și își proclamă Constituția. Uite, așa stau lucrurile în Împărăția pe care eu o zidesc. În capitolul 8 le arată cum se face lucrul ăsta și în capitolul 9 îi trimite. Doamne, cât de înțelept a putut fi Isus. Probabil au trecut câteva luni de zile, timp în care i-au văzut ce se întâmplă și apoi Iisus îi trimite doi câte doi și le spune, mergeți și propăudiți Evanghelia, eliberați îndrăciții, vindecați bolnavii și merg. Și fac lucrul ăsta. Chiar dacă îi spaimă, îți plinde spaimă la început, când merg în numele Lui Isus Hristos, se întorc cu o mare bucurie afirmând până și duhurile ne sunt supuse. Și Isus, da, se bucură, îl laudă pe Dumnezeu și spune: Am văzut pe Satana căzând din cer, în timp ce voi mergeați doi câte doi și duceați vestea bună a împărăției. Da, dar bucuria maxima voastră să fie faptul că numele voastre sunt scrise în Cartea Vieții. Identitatea voastră este mai importantă decât lucrarea pe care voi o faceți. Dar da, prin lucrarea voastră se duce mai departe împărăția. De deci, cea din identitatea voastră vine lucrarea voastră, misiunea voastră. Unde mergeți în cursul săptămânii acesteia? Repede conectați-vă cu Domnul și ziceți, Doamne, care e nevoia omului ăstuia pe care tu vrei să o împlinești? Să-i tragi vălul de pe ochi și să vadă că tu ești Dumnezeu și încercați, și încercați, și încercați. Nu se poate să greșiți într-atât de mult încât să nu răscumpere Dumnezeu o inimă sinceră și o inimă curată. Când cineva vine la voi și se plânge, în Duhul întrebați-L pe Dumnezeu, Doamne, care e nevoia prin care dorești să-L accesezi, să accesezi inima omului ăstuia? Și îndrăzniți să puneți numele Lui Dumnezeu peste problema aia. Se va rezolva. E despre Dumnezeu. Asta e misiunea noastră. Asta e chemarea noastră. Asta e lucrarea noastră. Da, dar nu, nu sunt toți la Domnul numai de câteva luni de zile, va zice cineva. Cred că știm mai multe despre Isus decât știau ucenicii la vremea aia cel puțin. Nu da, e adevărat, relația cu Dumnezeu crește și se dezvoltă. Dar se dezvoltă pe măsură ce mergi și vom vedea acest lucru și la trimiterea din final. Misiunea împărăției, capitolul 13, moralul împărăției. Într-un set de pilde, de parabole, Iisus vine și le spune, după cum semănătorul seamănă, tot așa și voi sunteți chemați să împărtășiți. Doamne, dai ca nu perete. Nu-i treaba ta. Doamne, la de 20 de ani tot îi spun omului ăstuia și nu mă crede. Nu-i treaba ta. Unu, două, trei terenuri, pauză. Doamne, nu mai semăn. Bada. Știi de ce? Al patrulea aduce însutit. Sau meritați să-ți pierzi vremea cu trei terenuri care n-aduc niciun rod? Ai pus trei semințe, probabil, sau treizeci de semințe. Și ai pus în al patrulea, trei semințe, și imediat o rodit 190 de alte semințe. Se merită să mergi cu Dumnezeu sau nu? Mai mult decât atât, când vorbește despre moralul împărăției, spune: Știți ceva, împărăția este ca un copăcel mic, ca o sămânță de muștar care crește și ajunge un copac mare. Este ca o măsură de aluat care o pun femeile în vasul lor de, de făină, de dospit și crește toată plămădeala. E singura instituție din toată lumea care nu-și pierde membrii prin moarte, Biserica niciodată nu scade. Cel mult nu se multiplică. Dar descăzut nu are cum să scadă. Cei care sunt ai lui Hristos, rămân ai lui Hristos și după moarte. Deci biserica este singura instituție care are un moral extraordinar. Facem parte din cea mai frumoasă instituție pe care Dumnezeu a gândit-o pe pământul nostru, biserica lui, împărăția lui. Parte din împărăția lui, mai mult decât atât, biserica lui. Apoi, vine Isus și spune: Nu vă preocupați de cei care sunt falși în jurul vostru. Nu-i dați afară. Sigur, va vorbi despre frații, asta e o altă dimensiune. Bucurați-vă de ei și lăsați acolo. Și de ce? Pentru că vine ziua în care îngerii lui Dumnezeu, vor face separarea. Grâul vă strânge și îl vă pune în grânare, neghina o vor arde în foc. Ba mai mult decât atât. Și asta îmi place cel mai mult. Pescuiți cu năvodul. Pastorii pescuesc cu undița. Și merg la sigur. Ei unii dau numai la șalău, numai la crap, numai la... Dau la țintit. Evangeliștii însă merg și aruncă năvodul. Și nu mai auzi pe câte unul zicând am obținut 30 de decizii pentru Hristos. Și eu mă uit la el și spun... Hristos îmi spune, pocăiește-te. El pescuiește cu năvodul. Și după ce s-au umplut năvodul, pescarii trag la mal năvodul și separă, selectează lucrurile. Peștii pun, celelalte orătănii le lasă pe mal. Și vine Isus și spune, Isus însuși, Moralul împărăției întotdeauna este pe plus, indiferent de știrile din vremea, din zona, din perimetrul tău. Așa că ești de partea cea mai câștigătoare din lume, din univers, fiind în împărăție. Du-te înainte, fă treaba. Nu măsura tu rezultatele, le măsoară Hristos. Da, fii atent la cum îți faci treaba, dar lasă-L pe Hristos să tragă linia. Apoi, capitolul 18. Bine, bine, Doamne, dar cum trăiesc în comunitate? Cum trăiesc în biserică? Deci cea de-a doua dimensiune a bisericii, dimensiunea locală. Și Dumnezeu vine și spune, ok, nu-l nu -l, uh, disprețui și nu-l încurca pe cel micuț, uh, ferește-te să îl defăimezi, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du și Confruntă-l, discută. Uite, cred că aici nu te-ai comportat creștinește, cred că aici nu l-ai oglindit pe Hristos în viața mea. Și nici în viața ta nu s-a văzut Hristos. Trebuie să încheiem. În câteva minute. Dar, dar, dacă te ascultă, l-ai câștigat. Iartă-l, iartă-l și îngroapă tot dacă nu mai ai cu tine doi, trei frați, dacă nu spune el bisericii. Dar, pilda următoare spune clar, iartă, iartă, nu este datoria și treaba ta să ții măsura. Tu trebuie să ierți, pentru că altfel, altfel, intri pe mâna chinuitorilor. Neiertarea este o treabă pe care o bei tu ca să moară dușmanul tău. Nu fă așa ceva. Iar capitolul 23 la 25 vorbește despre viitorul împărăției privitorul împărăției care este o spăț, este glorios. Dar până atunci, dar până atunci, o frază care se repetă de câteva ori, stăpânul, mirele, zăbovia. Viitorul este cert, este asigurat, este glorios, este fantastic. Dar ce fac eu în timp ce îl aștept? pe mirele meu? Cum îmi trăiesc viața? Și vine Iisus și spune, fiecăruia s-a dat unul, doi, cinci talanți. S-a dat ceva. Ce faci cu ei? Ce lucrezi cu ei? Cum îi multiplici? Cum îi investești? Cum îi pui în negoț? Ce faci până atunci? Despre asta este Evanghelia după Matei. Despre ce fac între timp? Cum îl onorez pe Dumnezeul meu? Cum depopulezi iadul și iau oamenii de sub. îi iau eu, Dumnezeu îi ia, dar ia prin mine. Prin ceea ce eu spun, el își face lucrarea pe baza jertfei din Golgota, Dar nu o face fără mine. Fără faptele mele, fără vorbele mele, fără mărturia mea, fără viața mea, nu o poate face. Tocmai de aceea, această Evanghelie extraordinară se termină cu moartea și învierea lui Hristos. Iar apoi, la final, Cristosul înviat se prezintă ucenicilor. Știți care sunt ultimele cuvinte ale Evangheliei, înregistrate de Matei? Vine și se arată ucenicilor și le spune așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În ce împărăție suntem? Într-una slăbănoagă, într-una neputincioasă, într-una vai și de capul ei. Nici vorbă! Toată puterea, zice Iisus, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Împăratul nostru este Domnul absolut în împărăția Lui. El coordonează și conduce lucrurile în împărăția Lui. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și de aceea mergeți sau mergând faceți ucenici ai Lui Hristos voi faceți ucenicii ai Lui Hristos. Cum? Botezându-i în realitatea Dumnezeirii, în numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt, introducându-i acolo în această realitate extraordinară a Dumnezeirii și învățați Constituția Împărăției, învățați misiunea Împărăției, învățați moralul împărăției, pildele împărăției, învățați cum să trăiască în comunitate și învățați cum să trăiască în afară, în așteptarea revenirii mirelui, împăratului, a doua venire lui. învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu, împăratul, prin Duhul Sfânt, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul viacului acestuia. Până când se încheie viacul ăsta și, da, intrăm de plin în celălalt. Intrăm cu totul în celălalt. Dar până atunci, mergeți, mergând, faceți ucenici, botezându i și învățându-i tot în toată plinătatea, pentru că aveți la dispoziție toată puterea și prezența mea este cu voi până la sfârșitul viacurilor. Vă place, Matei? Sper că doar am reușit să vă fac curioși, să vedeți bogățiile extraordinare pentru noi creștinii. Asta din nou spun, este despre noi, ucenicii lui Hristos, cum să dăm mai departe. În primul rând, din noi cei rău afară, fricile și toate celelalte, și în al doilea rând, cum să dăm altora, această împărăție prin împăratul ei, mirele nostru, iubitul sufletului nostru, a lui să fie gloria astăzi și în vecii care vin. Amin. Haideți să ne să mulțumim Domnului și Mântuitorului nostru.